Am purtat agrafă, nu când știu. Când ai purtat? Hei, am purtat. Ce scria pe ea? Nu scria nimic, sex? Aveam... Dar ți-ai pune o agrafă cu sex, cu pietre? Dacă ai face o ținută în asta super latex, așa, ai purta? Știi că acum e filmul de, e festivalul de film de la Cannes. Da. Am fost și eu în câțiva ani, mi-a plăcut foarte tare. E un glam acolo, Maurice, în perioada asta de la Cannes. Da. Știi? Mhm. Am vorbit cu foarte multă lume de-a lungul timpului care a fost invitată, nu mă refer la tine, cetățene care mergeau la festivalul de film de la Cannes. S-au tot dus cetățene la Cannes. Singura problemă, în momentul în care te hotărăști să participi la un eveniment de genul acesta, dacă chiar insiști să mergi la un festival de film, mă rog, ar trebui să iei în calcul că mergi la un festival de film și că este foarte important să vezi filmele și că este foarte important să știi despre ce se vorbește acolo. Ori dacă tu mergi invitată la festivalul de film de la Cannes și o confunzi pe Catherine Deneuve cu Jean Moreau, nu mai dau nume acum că nu devoalăm chestii de genul ăsta, și ai impresia că Romer este o marcă de sucuri carbogazoase, mai bine nu mai mergi. Și de fapt am observat, e o chestie care mai veche, asta cu Cannes, Oscarurile și nu știu ce. Totul s-a transformat, adică majoritatea se interesează de red carpet și de ce poartă, de exemplu, săraca Viola Davis și-a pus o floare în păr, mai mult decât de chestiunea în sine, respectiv aspectul cinematografic. De unde știi? Dar de unde știi tu asta? Păi, e mai mult decât evident. Nu e adevărat. De unde știu? Ba, da. Dar ele sunt... Cu mici excepții. Nu mă refer la actrițe. Nu mă refer la actrițe, mă refer la niște pe invitate. Pe Covor Roșu sunt actrițele, da, de obicei. Niște invitate, plus că n-am înțeles de ce trebuie să vină la episodul de film de la Cannes. Kim Kardashian, de exemplu, adică care e... Pe ce a fost? Cred, nu cred, nu știu, nu cred. Bala, nu, Dola, știu, Leu, poate în alt an, da. Mahmoud, Hadid, nu știu, adică... Deci, care e ideea? De, cum îți explici acestea? Păi vin și să vadă filme, să se culturalizeze, să... Să vadă filme. Da, pentru că tu, hai să-ți explic, tu nu te duci pe Covor Roșu, tu intri și la un oară, film. Cred că ultima oară s-a uitat la cenușărea asta când eram mici. Mă rog, acum... Nu, dar tu știi că tu, ca să mergi pe Covorul Roșu și intri la un film, asta e ideea. Mm-hmm. Nu pleci după aia acasă după ce ai trecut pe Covorul Roșu. Draga, asta e ca aia cu Noaptea Muzeelor. Deci fiecare muzeelor, e invitat la un film. Ordinară cu Noaptea Muzeelor. Dacă vrei să mergi la muzeu, fetiță, mergi la muzeu oricând. Te duci marți la era două. Era o coadă sâmbătă. Nu, era o coadă sâmbătă. Oricum n-au înțeles nimic și oricum au blocat orașul, oricum e un proiect extrem de tâmp, oricum au transformat tot un centru vechi, oricum este... Și nu știu dacă ați observat, dar chestia asta cu Calea Victoriei, cu nu știu ce. Am fost sâmbătă. Talentul ăsta de a transforma tot într-un bâlci ordinar. Exact, pentru că este exact. Un bâlci ordinar. Da, 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 ordinar. Da, da. Ordinar, nu ordinar, de ultimă speță. Și mă și întrebam, din banii primăriei, cred că sunt bani publice aia, mai niște concerte sinistre, o scenă în fața Palatului Regal. Da, mai mai o manifestare, nu, nici bâlci, domnica. Și lângă era o slujbă, nu știu dacă ai fost atunci. Se auzea muzică hip-hop, după aia, peste o secundă, adică mai făceam un pas, se auzea o slujbă, încă un pas, se auzea un copilaș foarte drăguț care cânta niște melodii. Pentru genul acesta de manifestări, hai să le spun populare, ca să nu folosesc alt termen, cel mai bine ar fi să se găsească un spațiu dedicat unui tip de manifestare populară. Nu în fața Palatului Regal, nu în fața Muzeului de Artă Contemporană, te apuci să întinzi micul, grătarul și să chem toate reeșapatele care să latre pe niște orori. Nu era o sinistroșenie acolo, lăsând la o parte publicul și îmi spunea cineva, păi ăsta e poporul. Nu ăsta e poporul, dragă, pentru că dacă poporul nu era chemat la un mic în fața Palatului Regal să se animalizeze într-un neopogo general, nu s-ar fi întâmplat asta. Păi și la ce voie să fie chemat publicul? La literary talks? La ce? Da, nu, în ce oraș civilizat din lumea asta ai văzut tu? Adică în fața la Buckingham asta facem? Măi, nu. Sau în fața la... Păi cum adică, măi, că asta nu, a fost nu, discuția ce? Mea, am fost cu mama sâmbătă mea și exact asta a fost discuția mea cu ea. Exact despre asta vorbeam era și rușine noi, deci să merg pe calea... Nu, mi-era rușine. Da. Mi-era rușine să merg pe calea... Rușine! Să merg, m-am așezat la A1 și m-am întâlnit cu o prietenă și am zis, este prima oară în viață când mi-e rușine că sunt pe această terasă, uitându-mă în stânga și în dreapta. Mi-era rușine, rușine. La această terasă, nu pe această terasă. La această terasă, e, wow. Mi-era rușine. În sfârșit, Viola Davis, îmbrăcată în galben pe contrast. Că noi am început cu Cannes, dar ne-am luat cu Calea Victoriei. Da, nu, m-am scos din minți chestia asta și nu puteam să nu spun. Ce spui de rochia ei galbenă? În ce e îmbrăcată?
Alexander McQueen. Da. Mă, mie îmi place. Nu că am citit Alexander McQueen. Că e altcine, Diana Ross sau nu știu. Mie îmi place. Seamănă cu Diana Ross. Să știi că e superb contrastul pielii cu această culoare. Adică am spus că nu e superb și îmi place. Arată senzațional galbenul ăsta cu... Îmi place și o floare în păr. E o floare, Domnica, să-i să-mi pun ochelarii. O floare, da. O fi o floare? Ia uite, Domnica, ce e o streliție, ce e acolo? O floricică. O floricică. Hai să abordăm un pic acest subiect al... Vezi că te lungești foarte tare, Moris. Nu mă lungesc deloc. Mă lungesc și nu știu dacă se uită lumea dacă ne lungim, știi? Dacă nu se uită, să meargă pe calea Victoriei să mănânce un nic, pe bune. La noi se uită niște cetățeni care consideră, nu știu, consideră că avem ceva de spus, ne urmărim până la capăt. Dacă nu, îi rugăm frumos să plece la coafor, la pedicură sau pe calea Victoriei să crape un nic. Înecat în muștar, nu se uită. Păi să nu se uită atunci. Ce vrei să-i rog eu să se uite? Dar nu-i asta cer, chiar, dar nu-i cer, dar vorbeam cu tine. Nu se uită. Mă lungesc prea mult. Asta e, mă lungesc. Ce vrei să spun? Da, e superbă, next. Păi, nu, iartă-mă, iartă-mă. Pe bune, e superbă, next, e frumoasă. Îi vine bine, nu că nu este super. Te-am întrerupt, acum voiai să-i... Nu și-a pus accesorii și asta îmi place, deși putea să-și pună o steaua Africii la gât, e frumoasă, next. Dar voiai să mai spui altceva? Mm. Nu, te-am întrerupt, da? Și voiai să spui ceva. Altceva despre alt subiect, că de-aia ți-ai zis, nu. Lasă, dragă. Uite, se potrivește rochia cu paharul. Da. Ia uite. Ce contrast frumos. Domnica, vreau să vă spun că are o poză aici pe desktop foarte urâțică. De ce nu ți-ai pus tu o poză asta, dragă, poza de la... De ce nu ți-ai pus o poză mai reușită? Nu știu, așa venit de la MacBook. Păi da, poți MacBook-er. Să spui ce vrei tu. A, pot? Da, poți. Și e urâțică. Păi să vină un IT să mă ajute. Un IT pentru asta. Te ajut eu. Chiar și eu pot face asta. Nu, acum lăsând la o parte orice subiect adiacent, rochia pe care o poartă Viola Davis este foarte frumoasă, e realmente superbă și, într-adevăr, chestiunea contrastului ne animă. Ia. Veronica Ferres în Fovari. Fovari este un fel de... Ce am făcut, drag, aici? Da, că nu mă pricep Fovari asta. Fovari este o casă locală de cuturi, e un fel de Agnes Toma. Mai ții minte Agnes Toma pe vremuri? Da. Ia cu nostalgie, dar ce? Nostalgia vremurilor. Da. Deci nu am la nuntă în Agnes Toma, în primul rând, vreau să știu. Adică, uite, tu ca fashion director. Păi, cum să nu? Nu mă știe ce făcea. Nu, dar uite, vezi? Nu, ține că făcea niște rochii mai retro, păi nu, tu de anii 30, așa. Dita mai stilistă la o revistă, nu știu ce. De ce n-ai sprijinit la evenimentele importante din viața ta designul românesc? De ce nu te-ai îmbrăcat la nuntă în designer român? La botez în designer român? De ce la El Style Awards n-ai îmbrăcat exclusiv designer români pentru a sprijini... Pentru am a susține... Am purtat 5 PM odată într-un an. Unde? La El Style Awards. Când? Acum 2-3 ani. La penultimul El Style Awards, la ultimul chiar, care s-a făcut înainte de pandemie. O batistă de la 5 PM. Nu, dragă, toată rochia, superbă. Da? Da. Uite, asta nu mai țin minte. Păi vezi, nu ești atent. Deci așa ai susținut designul românesc purtând acum 2 ani sau la penultimul El Style Awards, designul românesc purtând 5 PM. Da. Da, foarte bine. Uite, nici eu n-am susținut. Adică eu aș fi vrut să port, dar n-am... Dar tu ai mai purtat Ana Alexe, ai mai purtat... Am purtat Ana Alexe, într-adevăr. Da. Gheargheș niciodată n-am avut. Carmen Secăreanu. Ai avut, exact. Și eu am purtat Carmen Secăreanu, nu la El Style Awards, dar port. Și în rest nu prea aveam ce să-mi pun, că mi-aș fi... Uite, mie îmi place Lucian Arsenea, mi-am luat foarte multe de la el, să știi. Niște cămăși superbe, superbe. Foarte frumoase. Deci susțin și îmi plac designerii români. Ia susține. Da. Fovara sau Fevari, cum era? Ferres, Veronica Ferres în Fovara, da, nu știu. Fovara, nu, deci nu cunoaștem. Nu e urâtă rochia, e foarte elegantă. Scuze, trebuie să ne cerem scuze pentru telespectatori că nu cunoaștem nimic despre misterele care învăluie casa Fovara. Bine, cred că nici Veronica Ferres nu prea știe ce-i cu Fovara, dacă mă întrebați, dacă cineva o știe. Dacă știți dumneavoastră cine-i Fovara, ce-i cu Fovara, scrieți-ne, luminați-ne ca să nu facem ca toate retardele. Rochia e foarte frumoasă, să știi. Să vadă ce-i cu Fovara. Rochia este foarte frumoasă, uite, îmi place griul ăsta perlă, toate seamănă cu altcineva. Viola Davis seamănă cu Diana Ross, Veronica Ferres seamănă cu, cum o cheamă, blondă actriță, vine Kate Blanchett, nu Kate Blanchett, măi, aia, cealaltă. Charlize Theron? Charlize Theron, da. Nu? Uh-huh. De ce seamănă între ele? Na, mai seamănă oamenii, că sunt oameni, sunt blonde, au aceleași ten, dar nu seamănă, adică seamănă un pic. Mai seamănă. Nu te-am văzut niciodată purtând claciuri din astea, claciuri structurate, am cu o formă fixă. Am unul. Care? Unde? Pe care l-am descoperit din nou, l-am redescoperit. În dulap. De unde? De la Diane von Furstenberg, cred. Ah, da.
Știi? Uite, asta a fost o alegere foarte numai, adică n-aș fi, de ce ți-ai cumpăra un clutch de la Diane von Furstenberg? Nu știu, mi-a plăcut că era exact așa un case din ăsta și era foarte frumos făcut, dacă mai ții tu minte, din piele. De ce nu ai un clutch foarte frumos de seară de la Chanel? De ce nu ai un clutch foarte frumos de seară de la Bottega, alea clasice, vechi? Nu? Păi de ce n-ai? Păi nu mi-am cumpărat, n-am investit, m-am gândit că seara, nu știu... Că seara nu-i ca ziua. Că seara nu-i ca ziua, că nu folosesc destul un clutch, destul, știi? Da. Și că nu merită investiția, așa m-am gândit. Și, dar uite, nu pot să-l porc, că nu intră telefonul, nu intră nimic. Spune-le telespectatorilor noastre, te rog, dă-le un sfat. Tu ce ai recomanda? Dacă nu vor să investească în 7000 de clutch-uri și le trebuie o singură geantă de seară, cum ar trebui să fie geanta aia de seară, să aibă aplicații sau nu, și să fie cu o formă din asta fixă sau un clutch de asta mai fluid, mai moale, mai ce recomanzi? Eu aș recomanda un clutch mai moale și mai fluid, pentru că mi se pare mai portabil și mai durabil și mai nu te plictisește de ușor de Și la genul ăsta de rochie poți să pui și un clutch mai fluid? Eu zic că da, sau cred doar caseta. Da, dar uite, eu n-aș fi pus aici n-aș fi ori caseta asta care chiar merge foarte bine, ori nimic la rochia asta. Parcă mi se pare că e foarte roche. Auzi, dar nu pleci prea pompadur așa și fără nimic în mână, nu știu. Nu-ți trebuie un ceva totuși ca să... Nu, mie nu mi se pare. M-am obișnuit, eu nu mai port seara nimic. Chiar nimic. Mi-au cardul și telefonul. Nici măcar cheia nu mai iau. De ce să iei cardul? Păi de ce să nu iau cardul? De ce nu pleci cu telefonul? Ah, mai... eu n-am... Păi fă-ți. Nu știu să fac. Trebuie un ITist. Incredibil, domnule, incredibil. Ăsta vă mută pe marcă și ea... Da, nu, și mi-a făcut cineva, să știi. Mi-a făcut păi vezi? Prieten. Da. Mă rog, e civilizată. Și știi cum e? Dacă nu mai ai baterie la telefon, ai chiar totul pe telefon, rămâi... Asta e o problemă, să știți că vă pierdeți telefoanele, măi, și uite, când i-au furat neurologii săraca telefonul de la Guest House, a fost ceva sinistru, mi-am dat seama că noi suntem foarte dependenți, că avem foarte multe chestii în telefoanele astea, practic viețile noastre tot sunt în telefoane. Dar ce, acum ți-ai dat seama de chestia asta? Nu, mă sperie un pic. Și pe mine. Mie dacă mi s-ar întâmpla ceva cu telefonul, cred că m-aș tăvăli pe jos. Uite, bunicul meu Stanislav avea tot felul de carnețele în care nota chestii, plus că reținea foarte multe lucruri. Lăsând la o parte carnețele, le reținea foarte multe lucruri. Noi nu mai facem acest exercițiu, mă rog, noi nu mai facem, dar... Da, e foarte important, să spui mintea la contribuție, nu știu, Fovara, Fevara, uităm până și casele astea, nu știm ce-i cu casele. Am ajuns de râsul curcilor. Îmi place expresia asta, de râsul curcilor, asta e vulgară, nu-mi place. Rochelle Humes în... Mai da, au scos niște case la Cannes, Celia, Trichinox, Stachy, nu știu, pe bune, oricum nu contează. Nu e bine. E foarte vulgară, nu e bine. În primul rând că nu apare... Nu, pe bune, nu. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Corpul arată... Adică silueta e frumoasă. Normal, e frumos, aici nu comentăm siluete. În primul rând. Mi se pare puțin prea sexy pentru covorul roșu, să știi. Prea transparentă, prea desfăcută. Adică dacă era închisă până în gâță, nu mai ai și sânul pe afară, poate că era mai bine, știi? Sau să aibă un guleraș alb, să contracareze cumva transparența. Dar așa și cu transparentă, și despicată, și cu sânii. Adică problema, știi, care e decupajul ăsta decupajul din față, ăsta, care și e transparența. Mult prea amplu. Adică și plus transparențele exact. Nu mi se pare potrivită pentru acest eveniment. Și oricum... Rebecca Hall în Gucci. Gucci. E cumva în spate Laura Dern, care mi-i place foarte mult. Nu e. Să știi că îmi place foarte mult Rebecca Hall în Gucci. Îmi place foarte mult rochia asta de la Gucci. Mi-am pus ochelarii ca să văd mai bine. Ajungem la vorba mea. Mă rog, nu știu că e vorba mea. O fi? Zic, să-ți spun că e vorba ta. Nu cred că e vorba mea. Dar am vorbit ieri la curs despre asta și m-am adus aminte acum de această vorbă. Vorba mea, nu e vorba mea, e pur și simplu o asociere cromatică, o vorbă care mie îmi place foarte mult. Roz cu roșu. Da. Chiar îmi place. Păi și mie asta mi-am stat să-ți început să-ți spun. Când că mi se pare ultima oară în roz cu roșu? Niciodată nu m-am îmbrăcat, să știi, dar uite, chiar am de făcut un styling pentru Ina și azi dimineața mi-a venit ideea să îmbrac în roz cu roșu înainte să văd asta. Vezi să nu fie prea pe contrast. Crezi? Nu. Încercam. Dacă crezi că ei îi place roz cu roșu? Sper că îi place. Încercăm. Și dacă nu place, dacă nu-i place, vin cu faci? Mai multe variante, îți dai seama. Păi la ea trebuie să vii cam cu vreo 500 așa, 600 variante. Da. Păi să se hotărască micuța care îi place, știi? Păi da. Și o îmbraci în Gucci sau în Gucci? Nu, e Gucci. Nu. Adică, nu că nu, dar nu te găsesc în România Gucci. În ziua de azi, te rog să-mi spui. Păi este o artistă internațională, ea poate investi. Ba da, știu, dar trebuie repede, nu pot să, n-am timp să comand. Și în locul ei, aș fi făcut așa, îi dădeam un semestru, Alessandro Michele. Ciao, Alessandro, sono Ina. Io voglio una rocchia di sera per mon nexto clipo.
Exact, că la secunda a doi pica și trimitea colecția. De ce nu faceți asta? De ce nu încercați o abordare directă cu designerul? Când e vorba de artiști internaționali, am avut, poți încerca. Da, am avut cu Dolce Gabbana, am avut tot felul de colaborări cu Max Mara. Na, la Gucci. Uite, eu aș merge chiar până la Schiaparelli. Couture. Da. Couture? Nu, păi ea nu-i femeie de pret-a-porter, fetiță. Păi oricum Couture, că vrei face numai Couture. Păi nu, are pret-a-porter ăla de lux și mai are alea custom-made. Poate să-i facă un custom-made, i-a făcut lui Sorsa acum rochia de mireasă. Am văzut, e superbă. Superbă rochia. Da, superbă. Și Sorsa superbă. Și Sorsa superbă. Mă rog, hai să spunem aici cu rochia că e foarte frumoasă. Am trecut de la Can la Ina, ocupăm pe Ina, Alessandro Michele, Iovolio, mă rog, Schiaparelli. Italiana mea, zici că am învățat italiană, feiță, la evenimentul din fața Palatului Regal de sâmbătă trecută când s-a animalizat oia acolo. Lașana, dar cine s-a spus? Lașana Lynch. A făcut-o pe Lașana, dar numai ea. Fendi Couture. Mie îmi place rochia, e superbă. Cap. Dar are o coafură sau se vede ceva în spate? Nu, Lașana zici că stă la poză de... Nu e bine capul lășănii. Capul e prea stuck in an era. In the moment. Nu e bine capul. Iar ea are ce... Să știi că nici rochia nu mă omor după rochia. Nu pe ea. Mi-aduce aminte de pozele cu Ceaușasca. No. Diverse invitații. Nu de Ceaușasca. Știu eu o poză cu Ceaușasca și stânga-dreapta două doamne. Erau nevestele unor șef de stat la momentul respectiv, probabil. Genul ăla de eleganță șaptezeacă dintr-un stat sărac. Știi ce zic? Da, cum da, e? Exagerezi. Păi da, e. O rochie foarte frumoasă, minimalistă, nu gen tunică. Dacă vedeam această rochie pe un blondeur mult frit, pe un Kate Blanchett, da. Aici genul ăsta e contrast, nu-mi place și nu neapărat culoarea. Culoarea este foarte ok, contrastul îmi place. Forma. Mi se pare că genul ăsta e minimalism, în primul rând că nu merge cu capul lui Lașana și cu această coafură de... Maria Callas. Dar nu e coafură, să știi. Uite, hai, un om. E un om. Are părul dat pe spate. Măi, e un om. Da. Măi, fetelor, săraca la Șana. Așa îmi place mai mult. Uite, mă, săraca, spuneam că și-a făcut un coc de la Montancia, da. Și era un om. Și care, am crezut inițial. Incredibil. Asta mică s-a schimbat. A zis că ea are să ne arate mai multe lucruri. Nu, cred că e în două seri diferite, în nu? Seri a fost diferite. La două premiere. Catherine Langford, în Prada și Valentino. Chestia asta de aici... Rucsacul ăsta pe tatamiul ăla, mi se pare superb, japonez. Salteaua aia pentru yoga în spate nu-mi place. Hai mă că e de japonez. Dar nu-mi place. Uite, tu ai purta rochia asta? Cocoșul la Notre Dame, ce se întâmplă aici? Hai măi, Mărina. Măi, Dominica, dar pe bune ai purta? Păi e foarte simplu, porți sau nu porți? Da, port. Porți, nu ai purta. Și în dreapta, e în ca rochia... o fundă, mi-e place. Place. Nu-mi place. Nu-mi place. Da, fundă japoneză. Nu e o fundă japoneză. E inspirată prost. Costumul de geisha. Da, nu-mi place. Iar în dreapta... E foarte frumoasă la față. În dreapta, să știi. În dreapta, da. Pe Valentino, sutienul ăsta care este tip joliton, da. din nu rochie, e bine. Nu e bine. Și rochia asta nu e de covor roșu neapărat. Pare o rochie că, mă rog, totuși are... Nu e urâtă. Nu, e superbă. Are o amploare, dar mi se pare că e mai cămașă. Poate că din cauza sutienului care se vede. Avea ceva similar Glenn Close la Met Gala și era divină. Da, am comentat-o. Avea cercei, avea niște pantaloni, nu, superb. Nu, nu-mi place sutienul. Sutienul nici mie, nu-mi place, dă ceva de plajă. De plajă, te duce exact. Cu gândul la plajă, ceea ce nu e bine pentru covorul roșu, dar e foarte frumoasă la față, să știi, și îmi place și coafura. Mie îmi place. E ce? Superbă, pe bune. Da. Superbă. Și știi ce-mi place? Care buzunare. Această rochie super elegantă, super... simplă cumva, are aceste buzunare, îmi place la nebunie, la o ce chestie foarte elegantă cu... Să, da. Să, să pui mâna. Să înțeleagă cei care se uită la noi, vai, deci ce talia asta e. Joasă, este că Julianne Moore face parte din categoria actrițelor, de fapt a femeilor, a cetățenelor, la care de foarte multe ori nu contează ce poartă, întâmplarea face că ea poartă și ce trebuie, dar ar fi putut să poarte și altceva mai puțin reușit decât această superbă rochie din tafta de la Bottega Veneta, pentru că oricum era superbă. Adică este atât de... are o aură și este și atât de evident că îi funcționează cum trebuie capul, creierul, tot și că, nu știu, are această energie incredibilă, încât ceea ce poartă poate deveni irrelevant. Dar asta se aplică în cazul unor femei superbe. Cum e Julianne Moore. Uite-te puțin machiajul, păr, uite-te puțin machiajul, coafura, da. Privirea, trăsăturile,
body, cum stă cu corpul, cât de, nu, perfectă e. Pe cuvântul meu de onoare, perfectă, iar bijuteria de la gât este divină. Crezi că e tristă? Nu. Dar crezi că e fericită? Da. De ce înseamnă fericirea? E prea complicat. Bine, next. Fericirea e făcută din momente mici. Meme-uri. Ea cred că era fericită aici, da, pe covorul roșu, uite. Pare fericită. Pare tristă? Da, e foarte bine. Jennifer Connelly, invită. Mai ții minte replica aia superbă din filmul ăla... Unde a fost, doamne? Match... Nu, nu Match Point. Hai mă, cu ăla superb, doctorul pe care îl înșală ea. Cine era ea? Scarlett, da! Johansson. Și îi spune fericirea tâmpa frumuseții. Asta, frumuseția tâmpa tinereții. Hai că am făcut o adaptare superbă. Nu tot... cu Julia Moriera? Nu, când îi spune el ei... În chestia, replica aia superbă, nu mai știu că era Match Point. Superb Match Point, oricum filmul. Era Match Point, în care îi spune replica aia superbă, frumusețea tâmpa tinereții. Vai ce mi-a plăcut. Nu mai țin minte să mă aduc aminte și vă spun. Tâmpă, ăla era cuvântul? Frumusețea tâmpa tinereții, da. Uh-huh. Chiar așa și e. Jennifer Connelly în Louis Vuitton. Mie îmi place să știi. Da. Are ceva futuristic, materialul ăsta, ceva și de statuie și de alea future. Alea parcă sunt niște crăpături Nipsos. Da. Da, dar și futurist, are ceva futurist această, da, rochie. Dacă ai fi avut rochia asta la SF, ăla făcut cu Hiris la Atra, ți-ar plăcut la nebunie, vai ce ai făcut la SF. Auzi, dar mai ții minte. Ce ai făcut la SF-ul ăla la Atra cu Hiris, fetiță. Dar tu mai ții minte shooting-ul nostru și, da, cu Diana Moldovan, ăla SF adevărat, cu în Andrei avion. Dinu, care ne-a adus o scenografie. Nu, în avion, făcut, da, cu Ionuț Taicu. Am făcut jumate-jumate, am făcut jumate în avion, jumate în studio, da, cu niște neoane. Tu mai ții minte atunci ce desfășurare de forțe a fost? Ăla a ieșit foarte mișto. A ieșit, da. Să știi tu, pe SF făcut în acum câți ani? 10 ani? Ei, care 10? 15. Mamă mia, ne-a închinuit rău la ăla. Foarte frumos a fost. Ne rodăm singuri în studio, o foto de la Edi Press. Da. Lucă de acasă pe noi. Da, deja că aveam rochia asta la acel shooting, da, leșinam. Și ai foarte frumoasă la față, foarte frumos machiajul, foarte frumoasă coafura. Ador rochile, la ador la Miss, da, ador rochile cu umerii dezgoliți, da, crede-mă, ador, ador, mi se pare cea mai sexy parte a corpului. Nu, e asta al tău. Nu ți se pare cea mai sexy parte a corpului? Partea asta cu clavicula, cu mi se pare superb. Mi se pare creierul. Mai tăiat cu 7. Așa, tăiat cu 7. Așa nu, e. Am tăiat cu 7. Nu, nu, sandalele sunt oribile și nu sunt pentru can. În Mugler? Da. Nu, ea cred că asta mică avea impresia că pleacă la cost. Cine, de, cine e? Mit, nu văd. Mitten, nu știu cine e. Cineva e cu siguranță. Unde pleacă nu, la cost? Da, nu, ea nu, de, nu suntem la cost. Nu, ea cred că avea impresia că are o masă la cost rezervată de un domn. Și că după aia domnul duce și la Moulin Rouge. Nu, nu, e, suntem... de, nu e de covor roșu, nu cu sandalele astea, poate cu niște pantofi, nu, foarte eleganți. Nu, vrei să spun foarte... românească. În primul rând, ăla la gât, la gât colierul ăla este nu mult e bine deloc, prea... Nu, da, e bine deloc, nu are legătură cu restul elementelor. Rochia e superbă. Colierul nu se potrivește nici cu sandalele, nici cu mănușile. Da. Nu, e o românească aici, ceva... Sandalele nu merg deloc, deloc, deloc. Da, rochia foarte fiind prost, foarte frumoasă ea, da, de fapt. Ei, îmi place Grace Elizabeth asta. E puțin prea scurtă, dar nu e urâtă. Are ceva, ba da, știi, și mă trimite cuvântul la Mia Farrow. La Mia Farrow în Moarte pe Nil. Știi când intră, da, în salonul ăla unde dansau pe vas și ea apare într-o rochie de seară, nu știu ce, avea o poșetă de seară cu un brownie de 6 mm, avea și pistolul în clutch. Mic. De seară, pistol extraplat de seară. Brownie, 6 mm. Auzi, ai purta nu... un pistolet în clutch? Dacă ai fi profileriță? Nu, nu o să fii profilerit niciodată. Niciodată. Și n-aș purta nici... Auzi, nu, dar nu, mie nu-mi place, nu știu. Are ceva, o spălăceală. Și adică nu-mi place ce? Cum stau sânii. Cum stau sânii? Cum se văd sânii prin chestia asta. Dar cum se văd sânii? Nu zic că trebuie să-și pună sutien sau ceva. Da. De aici să nu-și pună sutien. Mai nu știu, nu, pentru, da, mine, mă rog, nu. Mie nu-mi inspiră stil suficient. E un pic prea scurtă, vezi? Da, e și e un și pic prea scurtă, scurtă și culoarea, da, incertă, mă rog, nici nu e galbenă, nici place, cred că mi-a plăcut foarte mult fronseul ăsta de aici și capul. Da. Coafiura asta masculină. Da, ai dreptate, mie, cumva. Nu, nu foarte rău. Eva Longoria. Nu, da, Eva Longoria e Alberta tot Ferretti. Foarte rău. Nu, foarte rău. Da. Nu. E, e mai genul, e, genul mai Spanish, ce? Așa. Tot lucru. Tot lucru, da. Morena pe prost. Nu e bine. Mai pe vechi. Vechi, prost, că poți să fii, poți să fii pe vechi bun, nou. Adică poți să aduci vechiul nou. Ea săraca n-a făcut-o. N-a făcut-o. Ce e de la ora 5? El Fanning, Armani Privé. Am văzut chestii mai frumoase de la Armani Privé. Și eu, dar acum, totuși, măi, da, Armani Privé are o are ceva de pupe delicatețe. Stricat. Are, are, dar ea are ceva de pupe defect.
Am văzut un film când eram mic, acțiunea se petrecea la Amsterdam, m-a terorizat filmul ăla cu unii care făceau trafic de droguri și puneau drogurile niște păpuși din astea olandeze, foarte spooky păpușile, deci după ce că păpușile erau spooky, mai aveau și droguri în ele. Și la un moment dat e o scenă cu multe păpuși din astea într-o încăpere goală noaptea, cu prim plan pe aceste păpuși, nu pot să spun ce fețe aveau, foarte spooky. Și mi-am mai dat seama ce mi se pare spooky și ce nu mi-a plăcut niciodată, circul. Da. Și mă întristează groaznic, mi se par foarte triști, da. Clovni, nu știu, da. Mă întristează cum plic circul. Are, e o combinație, ea săraca aici, nu săraca, de ce săraca? Dar mă trimite cu gândul și la păpușile olandeze din filmul ăla pe care l-am văzut când eram mic și la circ. Mie îmi place chestia asta de păpușă. Nu la circ pentru că ar fi circăreasă ținuta, nu mă înțelege greșit, că nu e. Dar tot vibe-ul așa de, nu știu, Dorothy, parcă iese dintr-un dulap, nu știu. Da, mie îmi place chestia asta de porcelană, chestie porțelanată cu totul. Am purtat agrafă, nu când știu. Când l-ai purtat? Am purtat. Ce scria pe ea? Nu scria nimic, sex? Aveam... Dar ți-ai pun o agrafă cu sex, cu pietre? Dacă ai face o ținută din asta super latex, așa, ai purta? Deci n-ai ieșit din zona, nu? Dar una pe care scrie Dior? Poate. Foarte prost. Tot un Valentino. Aici zici că avem festivalul de la Mamaia. Nu. De fapt, nu Mamaia. Berenice, Calatis. Calatis. Sandala se vede oribil. Da. Oribil. De ce e neagră? Trebuia să fie roșie sau roz? În sfârșit, oribil. Costumul nu-mi place, cercei nu-mi plac, e seacă, fadă, are și un contract cu niște bijuterii urâte. Next. Nu-mi place. Berenice Bejo. Și nu știu cine e Berenice Bejo. Agat Roussel. Louis Vuitton. Nicolas Justin. E foarte warrior. Tatuajul nu-mi place. Ce tatuaj? Corsetul nu-mi pe place. E foarte warrior. Nu-mi plac chestiile astea din tip mătase, tip viscoză, tip ceva care ies din chestii strâmte mulate. Știi, ca și cum aș avea, știi ce zic? Da. Deci eu am corsetul super strâmt din piele, să spunem, în partea de sus și pleacă feminin în jos. Da, îmi displace aici, făcut așa. Da, nu mă omor. Îmi displace. Fața îți place? Mm-mm. Nici mie. Voi dați-mi ceva astăzi? Asta e. Poate nici nu-i place fața mea, nici nu știu ce fața e, asta e, se întâmplă. Marie-France Ionesco, pe care am avut șansa să o cunosc prin tine și ne-a dus și la ea acasă și la Rotond, la restaurant, cred că am mai zis chestia asta, superbă, ziua aia a fost superbă, mi-a zis în drum spre Rotond o chestie superbă. Mai ții minte? Dragă, cel mai normal lucru din lume e să ai simpatii și antipatii și chestia asta nu trebuie justificată. Da. Next. Așa e. Next s-a terminat. Da. Nu mai avem next. S-a terminat? Next episode, see you. Fă un top de 5 designer români în care te-ai îmbrăcat tu dacă ar trebui să pleci acum la Cannes. 1. 5 p.m. Da. 2. Scene Users, Cristina Săvulescu. Sau, cred că mai degrabă din colecția Cristina Săvulescu. Da, Cristina Săvulescu, dacă s-ar duce la Cannes, s-ar îmbrăca în Scene Users sau s-ar îmbrăca în Channel? Cred că în Scene Users. Da. Cristina Săvulescu, totuși. Sunt sigură, de fapt. Așa. 3. 3. Rea Costa, de seară ceva? Nu mă văd în... Nu te vezi în Rea Costa? Nu? Rea Costa? Costa? Dar tu ce mă vezi? Zi-mi tu. Eu te văd într-o rochie romană de la Maria Lucia Hohan. Serios? Cu sandale plate, da, ca o zeiță grecească. Deci asta ar putea să fie o variantă pentru deschiderea festivalului de la Cannes. Fotografii, nu știu ce, lumea urlă, țipă, domniți, tu deschizi canul într-o rochie fluturândă de la Hohan și le și spui, alo, e Hohan. Asta ar fi prima variantă. Varianta numărul 2, te văd în ceva cu influențe tradiționale pentru a duce mai departe și spiritul ăsta slav. Adică te văd într-o chestie custom made spre couture, ba da, iubita mea, de la Valentina Vidrașcu. Nu, dragă, nu. De ce nu, dragă? Nu, îmi place foarte mult Valentina Vidrașcu și tot ce face, superb. Superb, dar ea e și foarte multe. Da, pentru că nu sunt genul meu, nu e genul meu să mă îmbrac în de-astea tradiționale. Deci n-ai purta la can. Nu? Nu. Dar ce contează ce aș purta eu la cantor? Păi oricum nu să știe, măi, cine oamenii care se uită la noi, nu uite, sunt de covor roșu. Nu, ei, nu, e că ai fost pe covorul roșu. Am fost, dar nu sunt eu ca și a cum, a fost adică... și Roxy, Roxana pe covorul roșu. Toată lumea a fost la un moment dat pe covorul roșu. Roxana mai degrabă ce-ar purta pe covorul. Chiar ce-ar purta Roxana pe covorul roșu? Păi ea chiar a purtat. Ce? A purtat și Cristina Săvulescu, a purtat și... Murmur. Murmurat în murmur pe covorul roșu. Da, exact. Uite că am uitat. Ai uitat.
ce-a mai purtat. Mă rog, doamnelor, ne gândeam să vă dăm și câteva variante, că tot începe, nu e sezonul nunților? E sau nu e? Suntem în sezon de nunți, sezonul, da, sau începe oricum. Începe. Vara e sezonul nunților. Ai și vreo nuntă vara asta? Măi, eu nu mai am nicio nuntă și niciun botez. Cum, că ai Mădălișes? Toți prietenii. A, Mădălișes, exact. Da. Nuntă la Mădălișes, da. Ne vedem? În restul, prietenii mei s-au căsătorit, deja au copii, nu mai am nunți și botez, urmăriți.